vrăjitoarea cer și fluturele. Tânărul vânător văzu într-una din zile un minunat cerb în pădure și porni în urmărirea lui. Alergă și alergă el urmărindu-l până când ajunse în mijlocul marului de siș la o colibă părăsită. Iar acolo cercul se transformă într-o vrăjitoare bătrână. Ai căzut în capcană și tu, spuse vrăjitoarea arătându-l pe tânăr cu degetele ei încovoiate. Acum te voi transforma și pe tine într-un animal. Tânărul înspăimântat își întoarse calul vrând să fugă pentru a scăpa, dar în spatele lui o broască râioasă se transformă într-un urs mare și îi tăie calea. Între timp, vrăjitoarea s-a transformat într-o cioară și zbură înspre tânăr vânător pentru a-l atinge și a-și desăvârși vraja. Dar un fluture i-o luă înainte și se așeză pe umărul tânărului vânător. Vraja se rupse, pentru că fluturele era o fată de vânător care își îndreptă arcul spre vrăjitoare. Așa se întâmplă că ursul, care era fratele fetei, deveni din nou un tânăr prea frumos. Acum, vrăjitoare hapsână, am scăpat de vrajă, îi spuse ea întorcându-se spre tânăr, zise. Stai liniștit, nu mai ești în pericol, iar noi am scăpat. Vrăjile ei nu au putere când sunt mai mulți oameni la un loc. Noi am scăpat fiindcă am întâlnit un om, pe tine, și în clipa când te-am atins, vraja s-a rupt. Ai scăpat și tu, pentru că noi, transformându-ne iar în oameni, vraja nu s-a putut prinde de tine. Toți trei încălecară și o luară la galop, iar în urma lor rămase cioara croncănind.